ce vreau, ce vreau. Happy day. Happy. Când ai terminat facultatea... Am terminat, eu am terminat-o și bacalaureatul. Așa. Ai jucat pastorul Anderson din Discipolul Diavolului, da. Despre care s-a vorbit foarte multă vreme. Chiar și Florin Piersic și-a adus aminte de rolul acesta după de la s-a vorbit de și de Ploșnița. Și de Ploșnița, da. Ce era atât de special în spectacolul acela? Păi, Discipolul Diavolului, un Bernașov extrem de valoros și jucat. Și întâmplarea a făcut ca acest spectacol să se joace în același timp de 3 ori. O dată la Cassandra, o dată pe ecrane și o dată la Național. Uh-huh. În 3 locuri. Și noi eram pe malul Dâmboviței, Cassandra. Și un mare cronicar, Comarnescu, nu Comarnescu ultimul, era marele critic de teatru Comarnescu, a scris atunci că iată a poposit în cea mai bună variantă pe malul Discipolul Diavolului, pe malul Dâmboviței la Cassandra. Ce frumos! Ce îți dai seama ce bucurie pentru că aici ai simțit. Nu prea băgam în seamă noi. Nu, ne făcea plăcere, dar nu eram atât de obraznici să ne închipuim că aș putea fi mai bun ca X sau ca Y. Te-am jucat că vorbeam de Ploșnița și m-am întâlnit după câteva spectacole cu un mare cronicar al vremii de atunci pe stradă, chiar trecea pe-n fața teatrului. Eu veneam spre teatru, s-au oprit, s-au uitat la mine, ce arșiner, da mai să nu. Te-am văzut în Ploșnița, pare bine. Teatrul Național a pierdut un mare actor. Vai, ce frumos! Da. Sunt câteva amintiri care de-al dracului le spun. Da, merită să le spui. Pentru că a fost munca mea și bucuria mea și cei de la Național m-au primit extraordinar. Îți pare rău că n-ai mai jucat și în alte spectacole de păi, teatru? Maestrul Berigan la vremea aia mi-a trimis o carte de vizită după spectacol cu trandafir și a spus ne bucurăm de marele succes și te considerăm de astăzi al nostru. Vai, ce frumos! Și m-au invitat, dar m-au invitat într-o perioadă în care începusem să alerg Canada, Australia, exact după Revoluție imediat și am zis... Facem alegeri în viață. Da, da, a trebuit să aleg într-un fel. Nu, și m-am supărat. M-am supărat că venise un director nou la Național, care a scos tot repertoriul Naționalului în afara legii teatrale, știi? Iar spectacolul avusese un succes uriaș, că l-au imprimat tot spectacolul rușii și l-au transmis la televiziunea centrală din Moscova. Înțelegi cum poate fi jucat un Maiakovski în Europa? Înțelegi? Și m-a deranjat, adică... Dar românii l-au filmat? Există? Nu. Deci nu există. Eu am încercat odată să ajung la posturile alea, să ne trimit o copie și am intervenit undeva și n-a reușit. A fost complicat. Undeva la Chișinău am încercat. Uh-huh. Acum, dacă tot ai pomenit de călătoriile astea, că ai făcut foarte multe, cred că te-ai întâlnit cu românii de pretutindeni din lumea asta, dacă și până în Australia. Da. Am fost și eu de curând la Cape Town și
Știu că am mers așa pe traseul vostru, ce frumos. Ne-ai luat urma. V-am luat urma, da. Oricum, am fost și împreună de foarte multe ori în turnee. În microbuzele alea, sute de ore. De acolo mi se trage numele de Georgescu, da. Ideea este că, țin minte, eram la Portland sau la Seattle undeva, în clipa în care voi ați intrat în scenă, n-ați apucat să spuneți niciun cuvânt și sala urla în picioare 10 minute, un sfert de oră, fără ca voi, tu și Stella, să spuneți un cuvânt. Ei, deci mie mi se pare întâlnirea cu genul acesta de pentru public. Pentru că noi am transmis ceva în perioada aia, în anii aia de dinainte, că aia care ne-au primit așa erau în marea lor majoritate. Cei care au fugit. Că așa ni s-a întâmplat când eu am spus că nu trebuia dărâmată grădina Boeman, nu trebuia dărâmată pentru că a reprezentat baricada revistei românești și nu numai a teatrului românesc la un moment dat. Pentru că tu știi ce se spunea la Boeman, tu știi ce meeting-uri se făceau acolo. De fapt, spectacolurile noastre erau un fel de meeting. Lumea ne-a ținut minte. În vremea aceea de comunism aprig, și adică asta, voi nu mai spun de erau, Maximilian numere, cum scria textele. Da, numere la care oamenii nu aplaudau în sală. Pentru că le era frică. Da, se uitau așa, știi? Eu îi spuneam lui Puiul, care stătea în balcon, zic, bă, Puiul, nu prea am avut succes. Zice, le e frică să aplaude. El scria și întotdeauna cu berdea. Iar noi reușisem să dialogăm cu ei. Așa. Așa. Nu așa. Da. Așa. Și ei știau. Toată lumea imediat înțelegea. Da, sigur. Și crezi că ăsta era motivul pentru care vă primeau așa? Da. Nu. Ei știau. Clar. Păi de-aia ne-au invitat. Da, da, da. Primul turneu l-am făcut în februarie-martie, după Revoluție, imediat în Canada. În 90? În 90, imediat. Wow. În 90. Și primul spectacol l-am avut la Montreal. Și Stella, înainte de a intra pe scenă, era o sală de vreo 1000 de locuri și pe candelabre erau români. Venisere de la sute de kilometri la spectacol. Și Stella... Și Stella și uneori spui, dar dacă nu poți să și arăți filmat, da, o să zică... Nu, dar eu... La o dămăgură că ți-ai dat friptură. Nu, dacă eu am fost acolo și știu cum... Știu ăia care văd și spun că așa e. Și mi-a zis, Sandule, eu nu intru ce. De ce? Mi-e frică. Cum or să ne primească? Ce o să fie? Ne mai țin minte. Doamne, îmi vine să plâng. Și zic eu, Stella, stai liniștită, mă, noi ne facem treaba cu tare. Banii ni-a dat ăla, da, bun. Atunci, râdea. Și nu râde. Făceai o glumă ca să când mai... Când am intrat în scenă, s-a sculat toată sala în picioare și au aplaudat că nu se mai termina. Fără să spuneți un cuvânt. Nimic. Încând, și m-am dus la un microfon, zic, vă rog, dacă tot ați plătit biletele, lăsați-le să muncim și noi în seara asta. Și mai ales că vreau să vă transmit un salut fierbinte din partea noastră. Vă mulțumim că v-ați ușchit din România, că am avut și noi la cine să venim. Mă, și a fost delir așa. Și, mă rog, după aia ne-am tot dus până când... Până când au intervenit alte valori. Nu, organizatorii mai ales, uh-huh, care au reușit să schimbe. Că acea organizator era chiar publicul de acolo. Da. Ei ne chemau, ei. Sute, mii de oameni, zeci de mii de oameni să... fericiți. Dar sigur că e loc pentru toată lumea. Și am fost acum 2 ani în Canada cu Stella, invitați de cei de la Montreal. E o asociație acolo și ne-am dus pentru două spectacole, Montreal și Ottawa, și am jucat 6 spectacole. Așa cerere a fost. Da, da. Extraordinar. Un public extraordinar și spectacol ținut de noi doi. 2 ore. Non-stop. Bine, eu îi păcălesc și cu cântatul, uh-huh, alte 2 ore. Adică această variație creează
o stare bună. Ai spus despre Stella că te ridică în scenă, nu te lasă niciodată. Cum a fost? Pentru că suntem într-o continuă luptă. Pe scenă ești într-o continuă luptă. Nu ai voie, știi, să stai așa. Te trăznește ea, o trăznești tu, adică să ținem ritmul și să nu-i lăsăm pe spectatori să respire. Schimbați atât de des toate spectacolele de când ați început să jucați împreună. Era o asemenea efervescență, era o asemenea de la stagiune la stagiune. Din păcate nu mai există Puiu. Puiu care scria... Din păcate nu mai există Sava. Din păcate nu mai există o serie întreagă de scriitori care scriau pentru noi și pentru alții. Mă rog, Puiu scria în mod special pentru cuplul ăsta. Încea la un spectacol, te-i săreau dinții. Se scula dimineața la 6, 5, 6, își bea cafea și până la 12 stătea și nu scotea o vorbă. Și după aia scria un cuvânt. Serios? Și după aia mai scria un cuvânt și după aia scria monologul. Înțelegi? Așa lucra Puiu. Uh-huh. Îi venea câte o idee și ușor căuta. Cum învățați? Cum repetați? Cum era repetam în primul rând, începeam la el acasă. La o citire? La citire, text, la muzică cu Veselovski. Cu... Uh-huh. Ne vedea, ne mai venea și nou câteodată uh-huh. pe idei, mai completam. Accepta? Și totdeauna. Dacă era în mijlocul situației uh-huh. respective și cădea bine pe treaba asta, nu dădea. De exemplu, am un monolog... Homo, știi, și nu Homo, ziarele, și am complexat, cel mai bun prieten de-al meu m-a întrebat dacă știu ce e la un grup sexy uh-huh. și a spus că habar n-am și el mi-a zis hai să facem o listă, zic fă-o, ce bine, eu, tu și nevastă ta. Și i-am spus că nu sunt de acord. Ce vine atunci pe tine, te tai de pe listă. Asta am băgat, știi? Fii, da? Da. Deci accepta și poate și păreri din partea voastră. Era permisiv. Da. Ai fi vrut să faci altceva decât ai făcut nu, în acest moment? Mi-a plăcut foarte. Adică am apucat-o pe un drum care mi-a dat satisfacție totală. Sigur și... supărări și greutăți. Și... ca fiecare om. Da, fost. Am fost mulțumit. Tot ce vreau. Ce vreau. Happy day. Eu țin minte că am jucat... Era extraordinar. În 1990 am jucat în spectacolul musicalul Aretata Fată Mare. Da. Ion Lucian da, a regizat, foarte drăguț spectacol, scris de Puiu Maximilian și muzica scrisă de Vasile Veselovski. Da. Ce bucurie, ce am întâlnire. Am zis că poate îl reluăm o dată spectacolul ăla. Ar fi foarte frumos. Deci textul era, țin minte că jucam la nu știu câtelea zi, spectacol, ne uitam noi prin Fanta la spectatori, erau, deci nu se putea se oprea spectacolul pentru că se râdea atât de mult și se aplauda atât de mult, foarte frumos și m-a impresionat foarte mult. Eu am vrut să reiau și suntem în căutare de o fată mare ca să... Păi da, aș putea să joc și eu mama. Trece-mă și pe listă după atâția ani să joc rolul mamei. De ce? Nu pot să joc și fată mare. Nu, mai de mult s-a dus. Dacă ar fi să te întorci un pic la primele amintiri, primele de când erai cel mai mic, care ar fi? Să zicem una dintre ele. Prima e aia când am făcut caca și frate meu mi-a luat rahatul și mi l-a băgat în gură. Vai, vai! Da, că dormeam cu el. El avea 6 ani și eu aveam câteva luni, adică vreo 8 luni. Ți-aduce aminte, nu ți-aduce aminte de atunci. Cum să ți-aduce aminte? Mă păcălesc. Așa mi-a făcut. Da, nu, aveam 2 ani, înțelegi? Și nu știu, mi-aduc aminte. Mi-a venit rău. Asta era înainte de război. Și după aia mi-aduc aminte cum am plecat în refugiu la 4-5 ani. În 44 aveam 5 ani. Și unde ați plecat în refugiu? La Războieni, lângă Ocna Mureșului, în Nod de Cale Ferat. Acolo a primit tata
repartiție, că tata era ceferist și ei erau mobilizați pe loc. Și acolo l-au trimis, noi ne-am dus cu o lună înainte și pe aia l-am așteptat. E numai călătoria aia până acolo și cazarea noastră și primul Paște când am învățat că se stropesc fetele cu colonie și toate alea, le țin minte și cei doi duzi din curte. Cu detalii? Da, 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 de ne urcam în dud și mâncam dud că n-aveam ce mânca pentru că cei de acolo nu prea ne-au primit grozav. Că spuneau, aia ce, și rușii sunt oameni, iar când au venit rușii și s-au băgat și era, da. Au zis câtă dreptate ați avut, da. Deci spunea lui mama. Există casa în care te-ai născut în Dolhasca? Da, cum? Și ce este acolo? E casa noastră. Și vă duceți acolo? Da, sigur, dar mai ales sormea, dar și noi ne ducem, am mai reparat-o, n-am vrut să o stric. Uh-huh. La câți bani am băgat, puteam să fac două case acolo. Dar ai vrut să o păstrezi așa? Da, da, ce da. Simți când intri în casa aia? Emoții. Emoții, răcoare, ziduri nu atât de drepte, pentru că e făcută în stilul de pe atunci, sigur consolidată de câteva ori de fratele meu, el a murit după aia, sora mea, că ea vine de la Iași de multe ori, că avem o livadă de vreo 5.000 de metri în jur și vreo 200 de pomi care înfloresc. Primăvară, este o nebunie, toamna spre sfârșit aproape, când sunt coapte fructele, e o livadă roșie de mere de asta și când te duci la cules nu mai găsești nimic. De ce? Dispar din pom. Găsește adevărat gardul rupt în fundul curții. Se mai întâmplă. Dar ești o persoană generoasă. Nu, n-ai probleme. Da, nu le bag în seamă. Merele sunt atât de ieftine, dar alea sunt adevărate, știi? Uh-huh. Că astea de la polonești prea țin mult. Știi? Sunt ar trebui să se mai strece. Frumos strice. Colorate, da. Da, da, de... Alea sunt adevărate. Sunt... Dacă te întorci în timp, ai vreun regret vis-a-vis de viață. Ai fi vrut să faci altceva decât ai făcut nu, în un anumit moment? Mi-a plăcut foarte mult. Adică am apucat-o pe un drum care mi-a dat satisfacție totală. Sigur și supărări și greutăți. Și... ca fiecare om, evident. Da, da, da. A fost. Am fost mulțumit vis-a-vis de familia mea. Uite, acum trec printr-un mare necaz. Sănătate și sunt multă, atât Marlene. De supărat cum nu poți să-ți dai cred. Seama. Adică, a fost un stâlp toată viața pentru tine, pentru copii. Ce a fost? Ce și este? Este, este, da. Ce este? Ne rugăm la Dumnezeu și la... să fie sănătoasă. Ești credincios? Doctor și de cum Dumnezeu. Ai crescut în acest spirit? Păi, da, sigur că da. Dar sigur că da. Și exista seara să nu ne facem cruce, să nu ne facem... rugăciunea? Rugăciunea, așa. Vai. Nu exista, nu exista. Nu exista. De câte ori trec prin fața bisericii, îmi fac cruce, iar pe vremuri îmi făceam cu limba. Ca să nu vadă? Să nu vadă ăla de lângă mine. Pe vremea comuniștilor? Da. Cu limba? Cu limba făceam cruce. Ziceam că nu e păcat. Da, da. Dacă e să spui ceva despre perioada comunistă... Nu am ce să spun. Nu am ce să spun. Dacă ar trebui să spun, ar trebui să spun de bine. Pentru că eu sunt un copil de ceferist, plecat de la țară și care n-aș fi ajuns actor în viața vieților mele dacă ei nu dădeau bani pentru școală. Iar eu am apucat războiul, tifosul, păduchii, râia, toate astea într-o evoluție crescendă. Crescendă. Da, da. Înțelegi? Adică am reușit să ne mutăm la Iași, am primit casă, tata avea servici, noi mai aveam bursă, am intrat la facultate, am ajuns actor, un actor popular în perioada aia. Eram cei mai răi în perioada aia, zic eu, cu Boema și cu acele spectacole. Nu am pățit nimic. Nu am turnat, nu am pățit nimic. Nu am... sigur, n-am avut libertatea de a călători,
Dar și atunci mai dădeau drumul din când în când să ies afară. Și cel mai mult ieșeam în Israel, pentru că de acolo nu se putea auzi. Iar eu în capul meu n-am avut niciodată treaba asta cu plecatul, cu fugitul, cu... Niciodată, mi-a fost bine în România. Cum da. Vezi teatrul Tănase peste câțiva ani? Cum îi vezi evoluția? A, teatrul trebuie să trăiască. Teatrul peste 2 ani de zile face 100 de ani. 100 de ani? 100, dintre care eu am stat în el aproape 60, mai mult de jumătate din istoria lui modernă. Vom încerca atunci să facem un eveniment din ăsta care să-l scoată mai mult în evidență, pentru că văd că sunt unele sărbătorite pentru că nu știu de cât timp și-a scos măseaua de dinte sau nu știu ce. Aici e, chiar e vorba de istoria unui teatru românesc tradițional încă din 1783 sau nu știu, Apele de la Văcărești ca porniri mamă, să zic, de început. O să vreau să te întreb ce te face fericit cel mai mult pe pământul ăsta? Fericirea celor din jur. Fericirea familiei mele, a copiilor mele, a rudelor mele, a celor care fac parte din lumea mea, prietenii mei. Îi caut mereu, mai ales în ultima vreme, mereu îi caut. Dacă nu ne vedem fizic, măcar în gând îi caut. Mi-e dor de întâlnirile, de șprițurile care le făceam la Samurcaș, unde mi-am făcut o casă în 1986. Deci înainte de a fi director. Da. Înainte de a fi director. Și unde ne vedeam... Pe malul lacului. Pe malul lacului, acolo, da, acolo ne vedeam. M-au ajutat și alții să o pot termina, că n-am avut niciodată foarte mulți bani. Dar întotdeauna, știi că tot spun unii, bogat, că nu știu ce, n-am ridicat coloane în crâșme, că altfel da. nu aveam parte de treabă. Au fost chipzuiți și eu și nevastă mea și am știut că avem de crescut doi copii și trebuie să-i ajutăm și așa au înflorit unele lucruri în jurul nostru. Dar niciodată, cum să spun, n-am avut liniștea că mâine n-o să mai am nevoie de ceva, pentru că, uite, apar o serie întreagă de lucruri și dacă n-ai cu ce să te descurci, mulți oameni dispar cu zile. Așa e, că păcate. N-au pentru aia, n-au pentru aia și asta este trist. Îți doresc să fii sănătos, sănătate pentru Marlena. Mulțumesc tare mult. Liniște, pace. Da. Să nu mai ai afară oameni acolo în fața casei care să te încurce și te lașeze. Nu mă încurcă deloc. Nu, oamenii au dreptate. Nu. Doamne ferește. Să-ți fie copiii și nepoții sănătoși. Doamne ferește, am deschis geamul la un moment dat că mi-a agățase cu un steag craca la un copac, dar copacul ăla e magnolie și era plin de boboci. Și am zis, vai, de bine îl rupe. Și am crescut-o de când era de un metru, da, știi? Da. Și zic, fiți, adică se rupe. Nu, domnul Așină, dar veniți cu noi aici. Hai. Zic, eu am fost în 89. Da. Dar nu, cum să spun, oamenii trebuie să dea semnale. Și noi avem nevoie de multe semnale. Vreau să îți doresc, așa cum spuneam, să fii sănătos. Mulțumesc. Să-ți împlinești toate dorințele. Mulțumesc. Să ne vedem cu bine și, de ce nu, poate vreodată vom mai urca pe o scenă. Vreau să, da, împreună. Da. Îți mulțumesc și vreau aici să închei apoteotic. Așa. Adică mulțumesc celor care au avut grijă de sănătatea mea. Niște medici minunați și le mulțumesc și domnului Lucan și celor de la Ovidiu și alți doctori care m-au ajutat să fiu în picioare și să pot merg mai departe. Să merg mai departe. Mulțumim, Alexandru Așinel. Eu vă mulțumesc că ați fost în fața micilor ecrane și vă aștept de fiecare dată cu povești magice din partea
unor oameni cu totul special. Pe curând! Ana începe de 3 ori acum. De 3 ori, Ana începe acum.